Grație unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, a fost înființată o grădiniță în satul Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița. De noua grădiniță se pot bucura minim 45 de copii și are o capacitate maximă de 60 de preșcolari. Iar doamna primar pare că a găsit răspunsul unor probleme presante ale locuitorilor din Nucet. În ultima perioadă am implementat un proiect care se numește Înființarea unei grădinițe în comuna Nucet, județul Dâmbovița. Este un proiect pe care l-am derulat pe axa 10, îmbunătățirea sistemului educațional. Proiectul nostru a venit ca urmare a nevoii impuse de o clădire nouă în care copiii să-și poată desfășura activitatea după standarde europene, așa cum ne dorim toți. Investiția în educația timpurie înseamnă a da tuturor copiilor șanse egale pentru a-și atinge adevăratul potențial în societate. Abilitățile formate în copilărie sunt esențiale pentru reușita la școală și, mai târziu, pe piața forței de muncă. În primul rând că acești mici copii beneficiază de condiții extraordinare în grădinița noastră nouă, moderne, atât din punct de vedere al clădirii, cât și din punct de vedere al dotării. Dar în același timp, părinții au unde să-și aducă copiii, iar ei își pot derula în continuare activitățile de zi cu zi, inclusiv mamele. Nu mai stau neapărat să-și ia copilul, să-l ducă copilul, pentru că găsim și soluții de transport și ei sunt siguri că aici unde i-au adus au condițiile necesare pentru a-i lăsa de acasă liniștiți undeva pe o perioadă de timp din zi. Educația timpurie înseamnă o investiție în viitor, iar parteneriatul dintre autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale are puterea de a face toate aceste lucruri posibile. Noi am avut o colaborare foarte bună pentru derularea, implementarea și derularea acestui proiect cu absolut toți factorii care au concurat la realizarea lui. Pentru locuitorii comunei Nucet îmi doresc în perioada următoare să implementez și alte proiecte.